Dar nu înțeleg, e o chestie care nu înțeleg. Avem VAR. Pentru ce? Că nu pot să cred că cineva, ca dacă era CFR-ul în competiție, spuneai, a, e cu CFR-ul în competiție și se întâmplă. Dar aici nu ai nicio competiție. Aici cine, ce? Decât incompetență sau nu știu ce, adică, sau cineva care are, e posibil să aibă dușmănie pe mine sau răutate împotriva mea și care face orice mai împotriva mea. Altfel nu pot să-mi explic. Excludeți varianta asta, că e cineva care vrea să lucreze împotriva noastră, adică să fie așa ceva, da, împotriva, da, lui Gigi Becali? Nu, o exclud. O exclud, pentru că nu există. Nu. Doar chestiunea asta de tupeu, nu împotriva mea. Tupeul ăsta al federației care ei... Nu ca împotriva mea, eu sunt stăpân și fac ce vor. Adică împotriva firii lucrurilor. Cum adică tu 6 în meciul? Cum, dacă, cum mă trimis pe un joc în deplasare? Eu cum joc cu 3 echipe? Dar... Nu, eu nu înțeleg asta. Toată lumea nu înțeleg, dar el așa vrea el. Acum eu am întrebat și am zis, bă, nu există. Că în lumea asta, dacă ai inteligență, înțelegi că în lumea asta orice nedreptate trebuie să aibă un, să aibă un atac. Băi, nedrept! Unde mă duc? Și atunci am zis, băi, dacă se întâmplă asta în play-off, dacă se întâmplă asta în play-off, ce se întâmplă? Ești bani milioane de euro. Și atunci am zis, băi, uite, o să propunem în play-off, fiecare echipă din play-off să-și aleagă 5 meciuri pe care să le joace cu arbitri străini. Facem cerere. Am vorbit cu avocații, am zis, bă, nu se poate, trebuie. Și a zis, domnule, este entitate separată. Facem cerere, nu ne dă, o atacăm la instanță, la judecător și spunem, uite, domne, mi-a scos mingea din poartă. Puțin s-a întâmplat, uite, Pantea, nu se vede mâna, ne-a luat 2 puncte. Uite, Petrolul, mingea în mână, 11 metri, 4 puncte. Nu? Ce facem?